Direcția Județeană de Tineret și Sport Giurgiu a finalizat clasamentul celor mai buni sportivi, antrenori și cluburi sportive giurgiuvene pe anul 2013. S-a ținut cont de rezultatele înregistrate la cele mai importante competiții naționale și internaționale, dar și pe baza unei grile de punctaj elaborată de Ministerul Tineretului și Sportului. Se ține cont de anuarul Ministerului Tineretului și Sportului. În acest anuar se dau anumite puncte pe baza medaliilor sau competițiilor pe care sportivele câștigă, la care participă. Anul trecut am avut, cred că de vreo 3 ori mai multe puncte. Din păcate, în acest an, asta este situația. Deși vorbim de primii 10 sportivi giurgiuveni, cei mai buni 3 antrenori și cele mai bune 3 cluburi sportive din Giurgiu, premierea acestora într-un cadru festiv nu va avea loc nici de această dată. Evident, din lipsă de bani. Nu s-au găsit nici măcar sponsori care să susțină performanța acestor sportivi, așa că felicitările au fost transmise verbal sau telefonic. Această gală nu s-a mai organizat, cred că, de vreo 5-6 ani. Problema, ca peste tot, sunt bani. Neavând din partea Ministerului decât 100 de milioane, bani impozabili, am preferat să-i dăm sportivilor de pe primele 10 locuri, decât să facem o gală. Revenind la clasamentul celor mai buni sportivi ai anului 2013, primele 5 poziții sunt ocupate de sportivii clubului Acvila, urmați de cei ai cluburilor Catara, Nova Force, CSM și Dragon Giurgiu. La categoria antrenori pe anul 2013 s-au remarcat Ion Chelu de la Acvila, Lucian Spiridon de la Nova Force și Dragoș Diaconu de la CSM. În ceea ce privește cluburile sportive, clasamentul este următorul. Prima poziție Acvila, a doua Nova Force, iar a treia CSM.